Bună ziua, domnule Hagi. A trecut un an de la unirea dorită de toți constanțenii. Ați renunțat atunci la un club pe care l-ați format și cu care ați obținut rezultate fantastice în scurt timp, pentru a readuce brandul Farul în elita fotbalului românesc. Cum s-a simțit acest an? Da, în primul rând, am trecut, cred că suntem bucuroși cu toții că în momentul de față există doar un club în Constanța și acela e brandul Farul, care trebuie promoționat și trebuie dus la nivelul cel mai înalt de performanță. Da, a trecut un an unde s-a muncit foarte bine și cred că e un an de putem spune că a fost un an pozitiv și lucrurile au făcut lucruri bune. Suntem doar la început, mai avem de muncit foarte mult și sper că în timp, pe un proiect bine stabilit, pare să crească de la an la an și bineînțeles să ajungă una dintre echipele cele mai bune din România. Farul are în prezent și cea mai puternică academie din țară din ultimii 10 ani. Are în structura clubului mulți foști jucători importanți din fotbalul românesc. V-ați gândit la acest lucru înainte de unire și dacă se poate spune că din acest punct de vedere Farul este un club complet? Orice club mare, baza o are făcută pe o academie foarte bună. Noi aici stăm foarte bine, dar bineînțeles că nu suntem perfecți. Totdeauna îți iese cum gândești, dar avem o academie foarte mare care furnizează jucători, alimentăm cu jucători la echipele naționale, deci am câștigat trofee, așa că cred eu că avem o academie foarte bună, bine structurată, cu un concept tehnic foarte bun, în care trebuie să continuăm să muncim foarte bine, să fim atenți în fiecare an, să ne organizăm foarte bine pentru că suntem mai mulți. E nevoie de muncă, de dedicație foarte multă și aceea de cu un singur obiectiv, acela de a propune jucători pentru echipa mare, de a scoate jucători care pot juca în prima ligă și, bineînțeles, la loturile naționale, cu o mentalitate foarte bună. Care este strategia prin care Farul să fie mereu sus în elita fotbalului românesc? O singură strategie, cred eu că e bună și e care poate să te ducă la succes, aceea de a încerca să devii cel mai bun în timp, de aceea și proiectul nostru are o perioadă pe termen mediu și lung, nu e pe termen scurt, deci practic noi avem clar că strategia noastră e să încercăm să devenim cei mai buni, cu siguranță că e dificil, nu e ușor, pentru că are multe componente care trebuie să le faci foarte bine, atât administrative cât și tehnice, în care să fii de top și suntem pe drumul bun, asta da, pot să spun. Dar mai mult, toată conducerea tehnică și administrativă, orașul Constanța, județul, toată Dobrogea trebuie să vină lângă această echipă și să susținem, pentru că ne dorim, cel puțin așa, în plan a strategiei, cum am vorbit înainte, ne dorim ca ea să devină un club foarte mare. Vă întreb puțin și de suporteri, ce credeți că înseamnă aceștia pentru o echipă? E baza, orice echipă mare iar trebuie să aibă suporteri care să vină la stadion, să susțină, să fie lângă echipă, pentru că un club mare care vrea să câștige, vrea să devină cel mai bun, e clar că trebuie să aibă oamenii, trebuie să vină să susțină din toate punctele de vedere, necondiționat, ca să ai suporteri, pentru că fotbalistul are nevoie de suporteri care să-l susțină, chiar dacă câteodată când pierzi ești dezamăgit, când câștigi ești fericit și bineînțeles că ne dorim cu toții să avem cât mai multe victorii, pentru că victoria aduce fericire și insuccesul când pierzi îl analizezi foarte bine și încerci să o faci o analiză completă ca să poți să devii mai bun. Și bineînțeles că nu ne dorim acest lucru sau ne dorim de puține ori, pentru că practic înfrângerea aduce o dezamăgire și noi vrem să câștigăm, noi vrem să câștigăm cât mai multe meciuri, să avem cât mai multe victorii. Finalul sezonului a dus și o veste neașteptată privind licența UEFA. S-a vorbit de TAS, ați primit vreun răspuns? Nu, asta e partea conducerii, partea avocaților. E clar că nu e o știre, să zicem, ne-a luat prin surprindere, pentru că tot ce am făcut și
cât am discutat cu cei de la, cu avocație și cu tot, noi totul am făcut așa cum trebuie, tot ce trebuia pe la federație și la ligă și la toate, dar vom vedea, vom analiza, așa cum zici președintele, vom analiza, mergem la TAS, încercăm să credem sau credem că o să avem dreptate și sperăm să câștigăm. S-a încheiat un sezon foarte greu, un obiectiv atins, va urma unul poate și mai greu. Ce v-ați propus cu farul pentru nouă sezon? Totdeauna, în primul, majoritatea echipelor care își doresc să ajungă în play-off, bineînțeles că primul obiectiv al nostru este să ajungem în play-off și să obținem cât mai multe, cum e strategia, să obținem cât mai multe victorii, pentru că victoriile ți aduc puncte și automat te aduce acolo sus, să ne luptăm cu cele mai bune echipe și să fim acolo sus în play-off și sperăm să facem acest lucru. Acesta e obiectivul tehnic, dar mai și există obiectivul administrativ, unde trebuie să facem un buget foarte bun, trebuie să facem un buget bun, așa cum am zis înainte, pentru a susține, pentru că clubul are o academie, are o echipă care își dorește foarte mult și vrea să fie în față și bineînțeles că bugetul totdeauna la echipele de fotbal e nevoie de bani, pentru că jucătorii valoroși, ca să aduci jucătorii să-i plătești bine, ai nevoie de buget și nu trebuie omis acest fapt și noi sperăm că prin tot ce o să facem și cum muncim și ce trebuie să facem, ca să încercăm să facem cât mai bun, să fie cât mai bun pentru a putea face o echipă competitivă care să joace, să se exprime la nivelul cel mai înalt. Cu tineri, la fel că nu trebuie să uităm acest aspect important al bazei noastre de acestui club, de a investi în jucători tineri, de a-i promova și de a ne pune baza în ei, așa cum să zic, Farul m-a format pe mine și l-a dat pe cel mai bun jucător, atunci și noi ar trebui să facem lucrul ăsta, pentru că cred eu că e în ADN-ul clubului e acest aspect și sperăm să o facem foarte bine. În final vreau să vă întreb și despre o altă mare dorință a tuturor dobrogenilor, privind noul stadion de care s-a tot vorbit, a trecut deja un an de la acele discuții. Care este stadionul actual? Sunt discuții avansate, pe plan local aici toată lumea își dorește, asta când spun toată lumea și primăria și consiliul și toți oamenii, toți constățenii, cred că așteptăm cu toții să se facă cât mai repede stadionul. La București e deschidere, sperăm să fie cât mai repede se aprobe și să începem construirea acestui stadion, care cred eu că într-o perioadă de 2024 să-l avem, să poată să fie, să putem să jucăm pe el. Cel puțin așa o văd eu, sunt optimist, dar încercăm să fie așa, ca în 2024 să putem să intrăm pe el. Mulțumim și mult succes în realizarea obiectivelor. Mulțumesc și nimic nu e ușor, dar la fel cum se spune, nimic nu e imposibil. Totdeauna trebuie să-ți fixezi obiective mari ca să poți să le îndeplinești.